Știați că rechinii mănâncă aproape orice? Despre felul în care au fost ei proiectați și ce s-a găsit în burta unui rechin, ne va spune Dr. Livius Percy azi la Momentele Creației. Rechinii par să fie proiectați pentru un singur scop, să mănânce. Până la 2/3 din creierul rechinului este alocat pentru simțul mirosului foarte fin care îl ajută să găsească hrana. În gura lui sunt multe rânduri de dinți ascuțiți, iar când un set se uzează, un alt set de dinți îi ia locul ca pe o bandă transportoare. Și, pentru că am vorbit despre dinți, știați că rechinii sunt literalmente acoperiți cu mii sau chiar milioane de dinți? Chiar așa. Rechinii nu au solzi, ci au o piele tare acoperită cu denticule dermale, care sunt dinți adevărați, acoperiți cu dentină și care au un canal pulpar. Întrucât sunt împachetați foarte dens, aceștia îi conferă rechinului o armură puternică. Stomacul rechinului este foarte mare și are o valvă neobișnuită, așa încât mai mulți nutrienți să poată fi absorbiți într-un spațiu mai mic. Dar și mai remarcabil este faptul că ei par să poată mânca orice. În stomacul unui rechin mare s-au găsit 3 paltoane, o haină de ploaie, un carnet de conducere, copita unei vaci, coarne de căprioară, 12 homari și un pui cu pene cu tot și cu oase. Rechinul este uimitor și ne oferă un alt exemplu de proiectare inteligentă a unui creator inteligent. Dragi prieteni, vă aștept și la următorul moment al creației. Până atunci, numai bine tuturor!